Audi tocmai a prezentat la New York versiunea decapotabilă a supercarului R8. Momentan, mașina a fost anunțată doar ca R8 Spider V10, adică motorul V10 de 5,2 litri care oferă 540 de cai și 540 de Nm cuplu maxim. Masa proprie a mașinii a fost păstrată cât mai jos posibil, la 1612 kg, iar asta înseamnă că acest nou supercar decapotabil, ce va fi disponibil și în România începând din acest an, face 0-100 în 3,6 secunde și poate atinge maxim o viteză de 318 km pe oră. Plafonul retractabil este un soft top operat electrohidraulic, care poate fi acționat în doar 20 de secunde pentru a descoperi sau acoperi mașina. Operațiunea poate fi completată și în mers, până la viteze de 50 de km pe oră. În rest, în afară de un design în mod logic schimbat datorită plafonului, mașina este identică tehnic și stilistic cu versiunea standard coupé.